Între timp, noi căutăm oameni din diverse domenii să vedem ei cum se descurcă. Duța a descoperit un om care se ocupă cu agricultura. Se pare că lumea a început să-și achiziționeze legume, salățuri online. Și noi am făcut treaba asta chiar ieri. Azi trebuie să-mi ajungă marfa. Sunt curios la ce preț îmi vine, de adevăratelea și în ce condiții. Din nefericire, în țară vedem tot mai multe postări ale fermierilor care aruncă din marfă pentru că nu le-o cumpără nimeni sau nu în ritmul în care ar trebui. Marian, vorbește-ne despre trufandale și despre dacă de adevăratele se poate cumpăra o ridiche online. Să trăiți, dumneavoastră, domnul Răzvan, dumneavoastră, domnul Dani. Am revenit în județul Giurgiu la domnul Marin Dumbravă, fermier. Am vrut să vedem cum se descurcă în această perioadă, pentru că am aflat că au crescut comenzile online. Să trăiți, domnul Marin, bună dimineața, bine v-am găsit. Vă salut de la distanță. Văd că încă funcționați, nu a stopat producția. Ce faceți? Noi funcționăm de mult timp, de vreo 8 ani de zile. Producția trebuie să meargă, fiindcă oamenii trebuie să mănânce. Distribuim prin serviciu de curierat la domiciliu în toată țara. În București, Timișoara, Iași, Cluj, oriunde. Avem solicitări. Avem experiență de genul ăsta, avem colete speciale, ambalaje speciale și ajung orice produs ajung în timp scurt la client. După amiaza pleacă de la fermă, a doua zi ajunge la client. Ați văzut acum sunt discuții că vrem să vă ajutăm, că să ajutăm producția românească și unii zic, domne, ai noștri au crescut prețurile. Este adevărat că ați crescut prețurile? Nu, eu n-am crescut prețurile din respect pentru clienți, cu toate că am anumite pierderi, se poate verifica, se poate constata din istoric, mențin prețurile care le am și mi se pare o chestie de fair play. Care sunt cele mai căutate legume în această perioadă și cât rezistă dacă le ținem la frigider? Cât rezistă legumele? Păi tot ce am aici sunt solicitate de către clienți, legumele cu frunză verde care sunt acum sunt foarte importante pentru organism, pentru întărirea sistemului imunitar, fiindcă conțin foarte multă vitamina C, mai mult de 4 ori mai mult decât în lămâie. Calele conțin de 7 ori vitamina C decât în lămâie. Pătrunjelul la fel. Recomand clienților să verifice, da, ceea ce spun, fiindcă nu arunc cu vorbele, da, sunt foarte importante pentru sistemul imunitar, mult mai importante decât mitul cu lămâia, cu portocala și așa mai departe. Deci, consumați legume cu frunză verde. De ce? Că astea conțin și clorofilă. Clorofila, la fel, întărește sistemul imunitar și ajută organismului în lupta cu toți virusii. Un virus, indiferent cât de agresiv este, el nu se dezvoltă într-un mediu sănătos. Asta știu foarte bine specialiștii și pentru a lupta cu toți virusii, noi trebuie să asigurăm un organism sănătos. Vreau să vă spun ceva. Îmi cer scuze mai devreme, nu toți cunoaștem toate legumele când mergem să le cumpărăm din piață. De exemplu, eu am văzut asta este Florence, domne, ce a spus, rapiță, ce se întâmplă? Nu este rapiță, nu. Despre ce este vorba? Nu. E o legumă care se cultivă de către strămoșii noștri de 5.000 de ani, da? În zona Asiei, este, se mai spune și spanac japonez, este foarte folosit de către bucătăria japoneză, se numește tatsoi. Tot ce avem aici sunt legume care la fel se cultivă de 3.000-5.000 de ani. Sunt foarte, foarte vechi. Muștarul roșu, Redmasterul, Mițuna, Mangoldul, am mai spus că a fost foarte mult folosit în timpul Imperiului Roman, cheilul, calele, care conțin, repet, de 7 ori mai multă vitamina C decât, da, decât portocalele. Păi, la fel, ce mai am? Ceapă verde, salată, usturoi verde și o gamă foarte mare. Vă mulțumim din suflet pentru ceea ce faceți. Ați avut ceva probleme pentru că a bătut vântul. Încă bate vântul acum și v-a descoperit un solar, a fost destul de complicat. Dar nu vreau să închei, să-l salut pe domnul Dani și pe domnul Răzvan și să le spun că mi-a făcut o onoare și scot cravata. O supun la licitație, cravata veche, începând de săptămâna viitoare și care dă mai mult,
Ați schimbat cravata. Sunt convins că aveți una și de Paște, nu că le-ați schimbat, că data trecută s-a luat de cravata dumneavoastră. Vă aștept și data viitoare, da? Poate o supun la licitație și pe asta, cu atât mai bine. Doamne ajută, vă mulțumim. Colateral, o afacere. Mulțumim din suflet, să știți, domnul Nicu, vă salut și să știți că aveți mască, dar v-am recunoscut. Felicitări și mult succes în continuare, pentru că aveți nevoie de treabă. Trebuie să munciți, spor la treabă. Neapărat trebuie să muncim pentru toți oamenii care se află în dificultate cu coronavirusul. Perfect. Le dăm clorofilă, le dăm sânge. Mulțumim, mulțumim. Spor la treabă și ca de obicei am primit și eu o lădiță și salutări pentru domnul Răzvan și domnul Dani. O zi frumoasă, la revedere. Și așteptăm pe la fermă. Așa. Și cravata asta îmi place, să trăiți. Așteptăm pe la fermă, aici să convingă singuri și o să facem, dacă data viitoare facem niște sucuri adevărate în direct, să vadă cât de importante sunt. Da, și discutăm despre ele, cât de importante sunt pentru organism, pentru lupta cu toate bolile din lume. Nu numai cu virusul sau cu ciupercile sau cu toate nenorocirile. Să trăiți, domnul inginer, o bucurie să vă revăd. Toate mulțumim. Cele bune, Răzvan. Mulțumim, Marian. Frumoasă, revedere. Mulțumim. Salutul e mai lung decât intervenția la tine, Marian. Mulțumim. Și